Comisia de jurizare a fost compusă din Mihai Pânzaru Plim, caricaturist, președintele comisiei, Ioana Ruxandra Hrișcă, artist plastic, membru UAP, Sorin Dumitru Baciu și Viorica Ana Moruz, profesorii Școala de Arte Ion Irimescu Suceava și Ion Băițan, directorul școlii. Marele premiu al ediției de anul acesta i-a revenit Matiei Andronoiu, de la Școala de Arte și Meserii Brăila, care a participat la secțiunea Pictură. La ediția a 14-a Festivalului Concurs de arte plastică au participat 95 de concurenți, 32 la grafică și 63 la pictură. Am avut concurenți din Botoșani, Bacă, Iași, Vaslui, Galați, Brăila, Craiova, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Mercurea Ciuc, Timișoara, Cluj, Bistrița, Piatra Neamț, aproape toată țara, toți Bihor, a fost prezenți cu, din Bacău cu lucrări la acest mare și frumos concurs. Mă bucur din suflet, simtul marmații, mă bucur din suflet că colegii noștri din țară au înțeles menirea și a dat valoare acestui mare concurs. Să știți că concursul Ion Irimescu este printre cele mai mari din țară la evaluarea între școlile de arte din țară. Nu a fost ușor jurului, e o diversitate de lucrări care, vă spun eu, au pus probleme de analiză, însă, finalmente, lucrurile au arătat așa cum trebuie să arate, selecția a fost făcută pe bază, eu știu, de ontologie profesională și veți vedea, va fi editat un catalog. Expoziția va fi prezentată și online. Felicitări concurenților, încă o dată mulțumesc jurului, pentru că iată au avut deosebită plăcere și mai ales maestru Pim, care este de fiecare dată alături de noi în toate acțiunile pe care le organizăm la nivel de centru. Așa cum spunea și maestru, vor fi urcate pe site-ul Centrului Cultural Bucovina, va fi urcat acest demisat, această expoziție a acestor minunați copii. A fost o surpriză pentru mine mare să văd un număr atât de mare de lucrări care au venit anul ăsta pentru concurs, diverse ca stiluri, ca mod de lucru, ca tematică. Ne-a fost chiar greu să reușim să alegem dintre ele câteva pe care să le premiem. Aș preciza totuși că anul acesta partea de grafică s-a distanțat totuși de pictură, da? Destul de bine. Ceea ce s-a făcut și în timpul jurizării. Alegerile tuturor membrilor au fost cam la fel. Un procentaj foarte mare, dar ne-am potrivit. Și trebuie să precizez aici că fiecare membru din juriu suntem artiști care au o viziune bine definită unul față de celălalt. Expoziția cu lucrările participante la concurs este găzduită de Centrul Tradițiilor Populare din municipiul Suceava.